te face fericită? Natura și copiii și cumva combinația dintre cele două. Îmi place să pun la oaltă cele două elemente, să aduc copiii în natură, să înțeleagă cât de importantă este natura pentru dezvoltarea lor. Bună, eu sunt Alexei. Salut, Alexei, eu sunt Cristina. Cu ce te ocupi? Sunt manager de proiect la Asociația Pădurea Copiilor și mă ocup de partea de comunicare. Încerc să promovez cât mai mult acțiunile de împădurire pe care asociația noastră le face și să anunț cât mai mulți oameni cât e de bine și cât este de necesar să vină la împăduriri și la plantări. M-ar arăta cea mai fericită zi de când lucrezi? Cele mai fericite zile sunt zilele în care plantăm. Sunt zilele în care mergem cu foarte mulți oameni și punem puieții pe rând în pământ, astfel încât în câțiva ani să devină o pădure matură. Momentul în care am văzut cât de mult contează fiecare puiet plantat, ăla a fost cumva momentul în care mi-am dat seama cum vreau să ajut. Și faptul că vreau să las moștenire vouă generațiilor care urmează o țară cu cât mai mulți copaci plantați. Poți să vin și eu să ajut natura? Te așteptăm cu drag la fiecare campanie de plantări din primăvară și din toamnă. Aici, în zona Codrilor Vlăsiei, noi încercăm să facem acțiuni de împădurire. O să vii împreună cu părinții, te înscrii în momentul în care noi anunțăm că facem plantarea și vii împreună cu părinții și pui tu fiecare puiet acolo pe rând, astfel încât să știi că copăcelul ăla crește odată cu tine. Cum pot să vă ajut? Păi poți să mergi la cumpărături cu colegii tăi și cu părinții tăi. Poți să mergi la Profi și acolo, în momentul în care o să obții un bonuleț de casă, o să mergi la InfoKiosh, scanezi bonulețul respectiv și alegi Pădurea Copiilor ca și proiect.